Ascultați atent ce spune o familie din moldoveni refugiați din regiunea Herson, care spun că și-au făcut casă acolo, au trăit, au crescut copii, nepoți, și care, odată cu începutul războiului, povestesc că au venit rușii, au smuls ușile, au încercat să scoată mobila din casă, pentru că ăștia sălbați și varvarii lui Putin n-au văzut mobilă, n-au văzut ușă în Rusia. Și ei spun că le-au furat și casa, le-au furat tot, iar cei care au rămas acolo, vecinii care au rămas în Herson, spun că le-au dat cetățenii, le-au făcut pașapoarte, nu contează, i-au pus să voteze ultimele alegeri pentru Putin și numai pentru Putin. Iată, asta e democrația pe care o vor Dodon, Șor și alții cozi de topor care stau la libertate în Republica Moldova. Și toți cei care îl așteaptă pe Putin să-i elibereze și așa numita Ruski Mir, lumea rusă. Ei nu ne vor bine nici nouă, nici lor. Ei sunt inconștienți când vorbesc despre lumea rusă. Uitați-vă ce spun acești moldoveni despre ucrainenii mobilizați pe front de ruși care luptă împotriva ucrainenilor. Sunt obligați, că altfel te împușcă rușii. Voi astfel de lume rusă vreți pentru Republica Moldova? Eu zic că noi trebuie să ne mobilizăm, să ne organizăm și să nu permitem niciodată, nici măcar teoretic, ca la putere în Republica Moldova să vină partide pro-rusă. Ideal ar fi ca SIS-ul și procuratura să îi închidă pe un capăt. Dar până atunci vă rog, distribuiți această filmare făcută de Natalia Ghețu de la TV8 în unul din târgurile din Republica Moldova cu doi moldoveni. Ascultați foarte atent, chiar vă recomand. Au trăit 35 de ani în Herson, Ucraina, au construit o casă unde au crescut copii și nepoți. Iar astăzi, în locuința în care au adunat amintiri, a fost capturată de ruși. E povestea soților Filip, originar din raionul Călăraș, care cu greu pot povesti drama trăită. Din cauza războiului, da, suntem din regiunea Herson și am fost nevoiți să fugim. Casa, cine are grijă astăzi acolo? Nimeni. Rușii acolo trăiesc. Casa dumneavoastră? Da. Suntem în regiune ocupată. Pe soții Filip i-am întâlnit întâmplător la piața agricolă de la Călăraș. Au venit la cumpărături din Păurești. Acolo, la casa părintească, s-au refugiat mai bine de 2 ani, după ce au fugit din Ucraina din cauza războiului. Locuința lor din Herson, la care au muncit o viață, unde au crescut copii și nepoți, a fost capturată de ruși, ne-au povestit ei. Eu am venit o ruptă, scosă din casă, dusă. Casa dumneavoastră, nu ați muncit o viață? Da, tot dusă. Tete, vineau mașini și încărcau, până și-au încărcat și cărbunii, liemne care tăie din gata, tete. Dar noi... Străini la dumneavoastră acasă ați rămas? Da. Erau tineri când au plecat în Ucraina. Ea avea 22, el 27 de ani. Uite-te absolut. 35 de ani am trăit în Ucraina și am făcut gospodării mari, am crescut copii, nepoți și la urmă am fost nevoiți. Copiii sunt unde? Au reușit? Toți de acolo am fugit, dar că băietul n-a putut cu familia să iasă, trăiesc în Chievska oblast. Dar noi cu fata am putut și am venit încoace în Moldova. Trăim, așteptăm. Ce așteptați? Așteptăm să poate să elibereze Ucraina și să putem să măcar cum și casa așa, să putem să ne ducem acasă. Să-i rupte, ușile, să-i rupte tete, nu puteau scoate mobila, nu puteau scoate. Ne-au spus că mai țin legătura cu puținii vecini care au rămas blocați acolo. Ei trăiesc cu ocupație, eu pus cu deasila să-și facă pașapoarte rusești, eu pus acum cu deasila să voteze pentru Putin, numai pentru Putin, și puteți bărbații care au rămas acolo, care sunt de vârsta că poate să slujească, puteți, eu pus la evidență și amen, adică bărbații la război să lupte ucrainean împotriva ucraineanului. Dacă rămâne puterea rusească acolo, noi niciodată nu ne întoarcem. Noi nu vrem niciodată să trăim sub călcâi, sub talpa cuiva. Noi suntem deprinși să vorbim, să ne... Fiți liberi. Da, să fim liberi. Dar fără frică. Da, fără frică să trăim, dar așa noi nu vrem să trăim. Acum se roagă ca și în Moldova să fie pace. Aici totuși cerul e senin astăzi deasupra capului. Da, slava Domnului. Și asta eu gândesc că datorită până când armatei ucrainești pot săra și băieții noștri care tari mulți dintre și mor mulți în toată ziua și datorită lor până și Moldova mai este o leacă sub sprijin, sub apărare. Doamne ferește, se întâmplă. Care știe, fiecare moldovan știe destul de gine, cu care noi grăim, băiac așa, dar ei
eu nu știu ce să uite, dar ei nu înțeleg ce înseamnă asta. Dacă nu e Ucraina, nu e Odessa, Nicolae, gata. Asta meșteaua lui Putin. Ce urare aveți pentru poporul ucrainean? Oi, le doresc răbdare, putere, acolo trebuie multă răbdare. Putere și cât mai repede să ne facă cerul senin, să poată mai repede să alunge hoarda rusească, să se ducă cât mai departe de noi și să nu se mai întoarcă niciodată înapoi și mai repede să ne vie, cum se numește pe ucrainești, Peremoha. Și Moldovii tot în cer senin și da, da. Să nu ajungă hoarda pe aici, atâta.